Ancheta școlară cu privire la cazul lui Adelin, elevul de la școala numărul 18 din Pitești, care acuza că se teme să mai vină la școală din cauza a doi colegi care l-ar teroriza zilnic, s-a încheiat. Conducerea unității de învățământ a organizat două ședințe cu părinții elevilor implicați în acest scandal. S-a decis ca celor doi să li se scadă nota la purtare la 8. Aceștia vor intra și într-un program de consiliere psihologică. Se pare că măsurile luate i-au mai potolit pe cei doi elevi. De când au fost mustrați, i-au dat pace lui Adelin. Astfel, băiatul nu se mai plânge acum acasă că se teme să mai meargă la școală. Măsura e ok, deci sunt de acord cu ce s-a stabilit. Deci, altceva nu am ce să discut. Acum, deocamdată, văd că s-au cam potolit un pic. Eu i-am explicat, când vezi că situația se îngroașă și se leagă de tine, îți vezi de treaba ta, pleci, te duci, te plimbi, îi lași în pace, nu le dai apă la moare. Atâta, tu îmi spui și asta, eu știu ce atitudine trebuie să iau mai departe. Atâta, nu i-am spus să, dacă dăm tine, te duci la domn director. Deci nu mai te duci la domn director, te duci direct la domn director. Violența în școli este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani. În fiecare zi, în unitățile de învățământ din România, se înregistrează în medie 45 de cazuri de violență. Conflictele apar atât între elevi, cât și între școlari și profesori.